Iezuit, nu câinele comuniștilor. Cartea care rezumă viața părintelui iezuit Mihai Godo a fost lansată la Iași marți 28 aprilie 2015. Evenimentul a avut loc în aula sinodală de la subsolul Catedralei Sfânta Fecioară Maria Regină. Invitații acestei seri culturale au fost preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași, părintele Marius Staloș, superiorul regional al părinților iezuiți din România, părintele Claudiu Dumea, autor de cărți, părintele Iosif Dorcu, decan de Iași, și domnul Otniel Laurean Vereș, reprezentantul editurii Ratio et Revelatio, cea care a publicat acest volum. Moderatorul acestui eveniment a fost părintele Cornel Cadar. La acest eveniment a participat preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, alături de preoți, persoane consacrate și credincioși laici, în special tineri. Pentru a ne putea face o idee despre ce fel de om a fost Mihai Godo, preot iezuit, trebuie să ne întoarcem la originea lui. Părintele Cornel Cadar a relatat o mărturie personală a părintelui Godo, care este consemnată și în carte. La noi nu are voie să faci comentarii, să spui vorbe de onoare și mai ales să înjuri pe Dumnezeu. Nu are voie să faci nici glume cu Dumnezeu. E ciudat că nouă, de exemplu, nu ne-a dat niciodată prin minte să furăm sau să luăm bani. Avem o cutie mare și un furoasă de carton plină cu bani, cu bani mărunți, apoi cu bani mari, de 500, și am fi putut lua din ea cât am fi vrut. Nimeni din familie nu era de prins să fure, deci cerea, mamă, dă-mi niște lei și dacă primeam, primeam. Dar să punem noi mâna asta niciodată. Mihai Gorgi, fiind în câinele comuniștilor. Primul dintre invitați care a vorbit a fost părintele Iosif Dorcu. El a făcut o scurtă prezentare a cărții. Este vorba de o carte, așadar, în care autorul și eroul cărții este același, părintele Mihai Godo. Aici, această carte, credeți-mă, este chiar ca la viețile sfinților. E vorba de viața unui erou, a unui om care a impresionat pe toată lumea care l-a întâlnit. E o carte de meditație. Când mergeți la drum, luați-o cu voi. Merită să faci meditație ca să mântărești credința. Mă gândesc la orice creștin care s-ar putea să întâlne dificultăți în trăirea credinței, citind aceste rânduri, se va simți un epigon pe lângă banii unor cărți. Dar vă spune sigur, eu nu am ajuns zile chiar așa de greu, încă Dumnezeu nu merge cu mic prea greu față de ceea ce a făcut pentru Mihai Godo. 3. Această carte e o icoană. Ne prezintă o imagine a preotului suferinț pentru dreptate, adevăr și Evanghelie. De obicei, în romane, autorul vorbește despre un personaj fictiv, la care mai comedeala el câte ceva. Dar aici, fiind autobiografie, și părinte nu știe să mintă, autorul se confundă cu eroul. Dar când spune erou, mă refer la ambele variante. Și erou al cărții, și erou al vieții. Și când viața de credință, de apostolat, de curaj, de suferință, se îmbină cu umorul fin și intelectual al părintelui Godo, atunci chiar putem vorbi de o carte de care nu te mai sapă să o citești. Și chiar te tristezi când ajungi în fața ultimei pagini. A urmat apoi intervenția părintelui Claudiu Dumea, care a vorbit despre credința și despre determinarea părintelui Mihai Godo. Într-adevăr, un lucrător, un luptător, un erou neînfricat, convins fiind părintele Godo că biserica, așa cum nu s-a născut din compromisuri și diplomație, ci din potrivă s-a născut din jertfa crucii lui Hristos, tot astfel ea nu se poate salva prin diplomație și compromisuri, ci prin jertfă. În moarte, fiindcă cunoștea cuvintele lui Teatrian în Antichitatea Creștină. Sanctus Martyrum, semenes Christianorum. Sângele martirilor este sămânța creștinii. Și iată că războiul a fost câștigat de frate Godo. Superiorul regional al părinților iezuiți din România, părintele Marius Staloș, a dat o mărturie foarte frumoasă despre viața acestui iezuit. Se afla în închisoarea de la Râmnicu Sărat și de Paști
a început să cânte bătând în țeapă în codul sau în alfabetul Morse, Hristos a înviat. Citez. Din fericire, turnătorul i-a liniștit pe cei din administrație că eu nu știu Morse, căci ar fi trebuit măcar din când în când să dau vreun semn. Și când ziceam Hristos a înviat pe românește, nu tușeam decât ăurile, ourile și iurile. Cred că bunul Dumnezeu îl surzise pe gardian de n-a priceput că fiecare semn care se auzea era o linie. Aceasta mi-a fost norocul. Am căutat să cânt și să mă rog în fiecare seară rozarul, iar la finalul fiecarei decade tușeam un cuvânt pentru toată închisoarea. Este posibil să mărturisim învierea lui Hristos nu numai prin cuvinte, ci și atunci când tușim. Un cuvânt de solidaritate nu numai cu cei închiși în toate felurile, ci și cu cei bolnavi. Otniel Laurean Vereș, reprezentantul editurii Ratio et Revelatio, pornind de la subtitlul cărții, i-a făcut o prezentare foarte frumoasă autorului, spunând despre el că a fost deținutul nedeținut. Acest subtitlu, Surâsul Nedeținut, această libertate a spiritului și această ridicare asupra problemelor a făcut să nu poată fi deținut. De aceea, aș vrea și eu să... partea bună în această carte, chiar vorbeam cu Părintele Marius, este că ai de unde să citezi la nesfârșit. Și este o carte și veți vedea care. La finalul conferinței, preasfințitul Petru Gherghel a încununat toată discuția serii prin mărturia personală a întâlnirii cu părintele Mihai Godo. Oamenii mari lasă o impresie puternică în inima noastră, chiar dacă ne întâlnim cu ei doar o singură dată în viață. Sigur că sunt adevărat fericit pentru că acest om a putut și o să-l plac. Preasfințitul Brescia, despre care spunea așa de frumos cum își desfășura activitatea, m-a trimis la turnul Severin să-ți țin locul părintelui Iacobec, când era maroc acolo. Sigur că acolo am întâlnit un tânăr care cunoștea zona și mă tot conducea dintr-o parte în alta. Se chema Eugen, țin minte și acum avea ochelarii mai mari. Era un fel de ministrant mai general, așa, în toate. Și el m-a dus să văd, într-adevăr, și pe părintele Godo. Sigur că nu îl cunoșteam de înainte, însă am fost impresionat de acea primire pe care l-a făcut unui străin, adică mie. Și am dedus de acolo cât era el de nobil la suflet. Această carte s-a născut din amintirile părintelui Godo, dictate și imprimate pe benzi de magnetofon. După ce citești această carte, simți nevoia de a te mai întoarce încă o dată peste unele pasaje, deoarece sunt unice. Sigur că după ce termini această carte, te întorci în anumite momente să vezi cât de plăcut știe Sfântul din Cănificarea Realități și cât de frumos știe Părintele Godo să rezolve toate problemele cu o serenitate captivantă, încă o dată spun, este o surpriză pentru noi și vă rog frumos, trecând în această carte, să vă faceți această frumoasă și sfântă icoană ca unui om surpriză care a știut să fie la dispoziția lui Dumnezeu până la sfârșit. Părintele Mihai Godo s-a născut la 25 septembrie 1913, în comuna Dorobanț, județul Arad, și a murit la 26 septembrie 2006. În perioada 1935-1938 a studiat filozofia la Cracovia, în Polonia, iar între anii 1938-1939 a fost profesor la seminarul romano-catolic din Iași. Studiile teologice le-a făcut la Oradea. La 14 decembrie 1950, este arestat și se dă domiciliu forțat la Gherla, pentru ca la 25 iulie 1952 să fie mutat la Jilava. A rămas în pușcărie 10 ani,
iar în anul 1962 a fost din nou trimis la Gherla cu domiciliu forțat până în anul 1965. A urmat o perioadă de libertate până în anul 1979, perioadă în care a fost paroh la Băile Herculane. La 11 septembrie 1979 a fost arestat din nou, fiind pus în libertate după 15 luni. În ultima parte a vieții a fost paroh, viceparoh și capelan la azilul de bătrân din Sânt Ana.